Voi face etalarea runelor pentru septembrie, pentru Taur. Deci Taur septembrie. Și uitați câtă dreptate am avut cu o despărțire și un proces. Când am spus că mai repede mă gândesc la un proces. De ce natura ar fi, că poate să fie legat de contracte, de afaceri sau un proces de o anumită, o despărțire, un divorț, să zicem. Un partaj de bunuri. Dar aveți aici o rună de întârziere, asta o iau fiindcă nu a căzut într-o poziție corectă, asta rămâne, Bjork rămâne, asta o lăsăm așa și o discutăm și sigel. Eu aș zice că pare să fie mai repede o etalare benefică pentru voi, fiindcă după multe întârzieri și să ai răbdare până când se termină procesul, s-ar părea că se termină, se încheie totul. Această rună, Gera, arată că este o încheiere, ceva se va încheia legat de acest proces, este un proces care s-ar putea să se încheie. Poate că nu veți câștiga, cum să spun, ceea ce vă doriți. Întotdeauna un proces lasă un gust amar, nu neapărat un gust de fericire, tot chiar dacă câștigați o parte sau nu știu ce, totuși aveți și alte părți care s-ar părea că nu o să vă fie prea pe plac. Și aveți aici Perdoro, care reprezintă un secret, sau un act secret, un lucru secret pe care îl veți afla în urma acestui proces. Acest secret vă nemulțumește. Cum să spun, o persoană care a avut un secret urât și vă dezamăgește. Și întotdeauna, așa cum am spus, acest proces nu lasă, deci el se încheie, se sfârșește, dar nu lasă neapărat numai acel sentiment că ați câștigat. Dă și alte aspecte, așa cum am spus, când aflați anumite secrete și vă dezamăgesc, vă fac să suferiți, vă aduce o suferință sufletească. Vorbim de acest perdoro, acest secret care vă face să vă schimbați părerea despre o persoană, să vă dați seama că acea persoană nu era de încredere. Și voi ați investit foarte mult în această relație sau în acest contract. Și aici Gera, așa cum am spus, dă o încheiere, o finalitate după o perioadă lungă în care a trebuit să tot aveți răbdare și să așteptați, acum totul se încheie și putem spune că vorbiți despre o recoltare, despre o culegere cu o hotărâre venită din justiție. Aici sus avem trei rune care sunt benefice, sunt această rună în situația dată. Ea aduce o pozitivare a etalării, deci este o etalare pozitivă, o etalare care are un sfârșit bun pentru voi, dar, așa cum am spus, totuși lasă urme amare, tot lasă ceva, adică nu puteți vorbi la acest secret pe care îl aflați că totul va fi perfect. Și familia este Bjork, familia voastră este alături de voi, vă susține în această situație, în acest proces. Aveți niște probleme de sănătate sau cineva din familie are ceva probleme de sănătate, dar puteți să acordați importanța acestora, să investiți
în sănătatea acestei persoane sau în sănătatea voastră, cam asta reprezenta. Deci o investiție pe care o faceți legată de sănătate, mers la medic, analize, tot ce este nevoie, cam asta de sigel și legat de familie, dar ING, așa cum am spus, este runa cea mai benefică de aici. Este runa schimbărilor benefice. Și dacă vă aduceți aminte, eu chiar am avut la un moment dat, la etalare, sicriul care am spus că va aduce o schimbare și o încheiere. Moartea aduce o încheiere. Deci ceva se va încheia. Asta este, nu trebuie să ne pregătim și pentru finalități, pentru încheieri, că este o încheiere de contract la un loc de muncă, că este vorba de o încheiere în urma unui proces, că este vorba de o încheiere a unei relații, ea va veni spre voi această încheiere și nu veți avea ce face, va trebui să o acceptați. Cam aceasta ar fi situația. Și nu este aici, aici este, da, astea sunt, că de asta m-am uitat eu, asta e casa 12, casa 8, casa 4, unde într-adevăr aveți moarte, deci în familie va fi acea schimbare, acea încheiere a unei relații. Ceva se va încheia între voi. O problemă de sănătate, astea sunt legate de locul de muncă, de cariera voastră. Dar aveți și aici schimbarea, așa cum am spus, schimbarea care vă dă totuși speranțe. Da? Și voi, într-adevăr, aveți speranțe cu această schimbare. Această schimbare va veni foarte rapid. O hotărâre și vă schimbă o anumită situație. Vă încadrați într-o altă situație. Finalizați ceva. Este o susținere pentru a încheia ceva. Încheiați ceva în viața voastră. ING asta arată. O susținere să încheiați ceva în viața voastră. O relație partenerială, o relație de căsătorie, o relație cu unul din părinți, o relație care nu mai mergea, puteți să o încheiați, o finalizați în avantajul vostru și vă așteptați la o schimbare foarte rapidă. Ceva va veni spre voi și aveți lumea, dacă vă aduceți aminte, care am spus că va aduce o schimbare benefică, o schimbare în relații, o relație nouă, o prietenie nouă, venirea unui copil. Deci se schimbă ceva. În momentul în care vine un copil într-o familie, s-a schimbat acea viață a familiei, nu mai este aceeași. Centrul atenției este copilul. Sau dacă vorbim de o relație nouă, din nou vine altceva în viața voastră. Deci veți avea o schimbare benefică în familia voastră, ceva se va produce benefic în familia voastră. Deci eu consider că acest beorh este într-o poziție bună și s-ar putea să nu fie vorba pentru unii dintre voi legat de familie. Cred că mai repede poate fi vorba de un contract de loc de muncă, de afaceri, ceva care v-a afectat foarte mult. Cu acest nied arată că ați așteptat mult timp să finalizați această situație, dar ați avut familia alături, chiar dacă ați avut și probleme de sănătate, familia v-a ajutat, secretele urâte le veți afla, dar n-aveți ce face, trebuie să le
cum să spun, să trăiți în continuare cu ele și cu senzația neplăcută pe care o lasă, dar vă pregătiți pentru această schimbare benefică. Ceva va veni benefic în viața voastră, o schimbare foarte rapidă, este ca un fel de piatră de hotar. De acum încolo nu veți mai face ceea ce ați făcut până acum. Deci eu vă doresc o lună frumoasă și veți avea o lună cu foarte multe împliniri și schimbări.